Profesorul Ion Mătăsaru, unul dintre întemeitorii handbalului feminin de Vean, împlinește astăzi 80 de ani, ocazie cu care urăm la mulți ani. Într-un dialog purtat cu echipa 1 TV, Ion Mătăsaru are enumerat câteva dintre momentele importante trăite în cei peste 55 de ani de antrenorat. Maestre, la mulți ani, de câți ani e handbal, întreb vârsta? Mulțumesc că numai 55 de ani din 80 i-am dedicat acestei frumoase meserii antrenor de handbal. Am început cu copiii, am câștigat tot ce este posibil la toate categoriile de vârstă, apoi am trecut la senioare, este destul de cunoscut ce echipe am promovat, constructorul Hunedoara, industria ușoară Oradea, după aia a urmat Remin, Uremin Deva și acum ultima a fost CSM Deva. Bineînțeles că în această discuție nu putea lipsi subiectul legat de câștigarea cu Remin a unei cupe europene, eveniment petrecut în urmă cu 20 de ani și care a rămas o performanță unică până în prezent în sporturile de echipă din Deva. Echipa care a trebuit și am construit-o la Deva începând din 1986, la insistențele doctorului Oana Achim, încet, încet am reușit să construim, a venit Revoluția, după Revoluție am trecut prin mici necazuri, eram pe la Ipsrum cu echipa, ne-a trecut în șomaș, până la urmă ne-a luat din nou Vețelul, Mina Vețel, adică fostul director Trosan Ioan, un om deosebit, un om de sport, și încet, încet am promovat în prima ligă a țării în 1999-2000, 2001-2002, am ocupat locul 4 în prima ligă a țării, calificându-ne în Challenge Cup. Și spre frumoasa surprindere a iubitorilor de handbal din Deva, în cele 8 etape care le-am avut jocuri în această finală, le-am câștigat pe toate și cu aceasta am câștigat și pentru prima dată o cupă europeană, adică am trecut numele orașului Deva în lumea handbalului european. Încet, încet, discuția a alunecat și către actuala echipă CSM Deva, care în 2 ani de la înființare a reușit promovarea în Liga Florilor, dar după numai un sezon trebuie să întoarcă în eșalonul secund. Ca mulți alți iubitori ai handbalului, profesorul Ion Mătăsaru regretă retrogradarea celor de la CSM, dar crede că Deva, cu un lot întinerit, poate reveni repede în primul eșalon. Nu știu la cât le pare așa de rău cât îmi pare mie despre ce s-a întâmplat la echipă, pentru că eu am luptat pentru să construi această echipă, lămurind conducerea primăriei, consilierii. Am rezolvat-o în 2020, dar spre marea mea surpriză, acum că s-a vrut, asta este opera domnului Marian, el a rezolvat problema promovării în prima ligă, dar păcatul cel mare este că probabil pe undeva s-au comis mici greșeli. Echipa, după luate individual, eu zic că păcat că a retrogradat, dar acum nu mai este altceva de făcut decât o reconstrucție luată de la capăt, aduse jucătoare și profesioniste, dar jucătoare tinere, se poate. Cum s-a putut și în anul anterior, când domnul Marian a promovat echipa. Se poate, mai ales că Liga a doua e destul de modestă. La cei 80 de ani ai săi, profesorul Ion Mătăsaru nu se mai gândește la antrenorat, dar este gata să împărtășească din experiența sa generațiilor mai tinere. Totodată, Ion Mătăsaru are încredere în actuala conducere tehnică de la CSM Deva și speră ca echipa nu doar să revină cât mai repede în Liga Florilor, ci să ajungă și în cupele europene. Dacă au nevoie de sfaturile mele, de cunoștințele mele, în cei realizate, în cei 55 de ani, cu cea mai mare plăcere, dacă să mă mai angajez, să antrenez sau să... Nu, nu se mai poate. Să vină oameni, să aducă oameni tineri. Acum este un antrenor foarte tânăr la echipă. Părerea mea, din câte am văzut, după câteva etape, echipa, la ultimul joc, a început să joace și altceva. Mulțumesc tuturor iubitorilor de handbal din Deva. Dacă i-am supărat cu ceva, le cer scuze, dar doresc din tot sufletul să se facă din nou echipă la Deva, adică mă refer de prima ligă, și să ajungem prin cupele europene. Profesorul Ion Mătăsaru este antrenor emerit și cetățean de onoare al municipiului Deva.